salut, eu sunt Maria și sunt astăzi aici cu Irina Deaconescu. Și astăzi vom vorbi despre prima dată. Fără alte introduceri. Fără alte introduceri, că deja cam multă vorbărie. Vom vorbi despre prima dată. Și vom începe cu subiecte de la școală, gen legate de școală, de educație, de chestii, ca să fim așa în vibe-ul ăsta de școală. Primul sărut. Hai să vorbim despre primul sărut, Irina. Păi asta e de școală? Da, fata, primul sărut. A, erai la școală. Erai cândva... Primul meu sărut. Făceai și școală când ai avut primul sărut. Așa, primul meu sărut s-a întâmplat la bloc, la mine, și eram mulți copii și ne jucam provoacă, mă, nici măcar adevăr. Wow, stai. Deci eu tot la un adevăr sau provocare, mă. Așa. Crezi că asta e soarta triștilor ca noi? Da, dar faza e că nouă ne plăcea super mult. Deci gândește că noi am transformat jocul din adevăr și provocare în provoacă, mă. Și faza e că ne sărutam toți între noi, gen cam aceleași fete se sărutau cu aceiași băieți. De fiecare dată. Ca într-un serial. Adică noi pur și simplu voiam să ne sărutăm și căutam un motiv. Așa, și cred că eram super mică. Eram pe clasa a patra. A patra? Da. Deci era acest băiat. Cat aici. Îmi plăcea de el, eram terminată după el. Ceva, era și frumușel, era cu 2 ani mai mare. Era un challenge, eu eram clasa 6, el era a 8-a. A 8-a. Ideea este că îmi plăcea foarte tare, foarte tare de băiatul ăsta. Dacă vreți, vă dau numele. Wow, Cristi Lungu. Deja că mai ții minte când ne-am pupat noi la ceva provocări și adevăr și provocare. Ai fost primul ei sărut. Ai fost primul meu sărut, fii atent. Acum ai măritată, ai fost primul sărut. Și mie îmi plăcea mult de tot de Cristi. Eram terminată după el. Ideea este că lui Cristi îi plăcea de prietena mea, Andreea, care era cu un an mai mare. Și pe lângă faptul că eram cu un an mai mare, Andreea venise în vacanța de vară din Spania. Și pe lângă faptul că venise din Spania, băi, avea țâțe. Dar ea avea țâțe, frate. Și era tot timpul, fiu! Era așa. Era mega decoltată mereu. Și pentru că Andreea avea țâțe, Cristi n-avea ochi pentru mine. Avea ochi doar pentru țâțe. Da, dar eu îl iubeam în secret pe Cristi. Da. Ori Ioana, ori Smaranda au dat, știau că mi-i place de Cristi și au dat această provocare ca noi să ne pupăm în vie. Și eu eram emoționată, terminată, vai de steaua mea. M-a băgat Cristi în vie, m-a pupat și mi-a schimbat lumea. Deci lumea mea s-a schimbat de când m-a pupat Cristi, da? Bă, deci eram gen... Eram, wow, asta înseamnă să te pupi? Păi eu am stat ca proasta și m-am jucat cu Barbie și m-am jucat Simpsons spaniolă pe PlayStation 2 până acum. Eu n-am știut ce e aia viață. Eram terminat. După aia mi s-a luat de Cristi, a venit altul, mi-a plăcut de altcineva. Și gata, Cristi, l-ai lăsat. Gata, Cristi, oricum Cristi era el, de fapt, îndrăgostit de tățile lui Andreea, nu mă băga pe el pe mine. Andreea de Spania. Îți fie rușine, mă. Deci Cristi... Rușine, mă, Cristi. Să știi că între timp mi-au crescut și mie tățile. Bine, acum să trecem la școală. Primul 1, dacă l-ai avut. Primul 1 n-a fost un 1, a fost un 2, pentru că profesoarea s-a făcut milă de noi și ne-a pus 2, nu ne-a pus 1. Dacă să vă explic, eu sunt... ăsta e cel mai rușinos moment din viața mea. Eu vă zic acum sincer ceva, e ceva ce regret că am făcut, dar aia e. Vă zic onest ca să știți că am făcut și greșit. Hai, mă, dată! Profesoara asta de istorie ne-a dat un test. Și cum a făcut ea? A ales 10 lecții din care ne dădea test. Și a pus într-o căciulă mai multe bilețele cu numărul lecției. Și dacă tu extrageai din căciulă numărul 3, tu trebuia să scrii pe test numărul 3. Lecția numărul 3. Colega mea de bancă, Smaranda, care era și cea mai bună prietena mea la vremea aia, făcuse fițuici pentru fiecare lecție, știi? Și făcuse niște fițuici micuțe rău cu fiecare lecție scrisă. Lecția 1, 2, 3, 4, 5 până la 10. Câte lecții aveam noi de învățat pentru test. Noi am extras acolo numărul, eu un număr, ea un număr și am părțit fițuicile. Ia fac tu, când am nimerit aceeași lecție. Mamă, dar mi-e rușine rău să povestesc. Zi-o dată! Băi, am fost mega nașpa, chiar îmi pare super rău, deci chiar mă simt super vinovată. Zi-o dată! Băi, după atâția ani, după zi... Toți vor să știe, zi-o are. Gata, că zic, rapid! Mai bine de 10 ani când s-a întâmplat chestia asta și în continuare mă simt foarte, foarte vinovată. Smaranda, îmi cer scuze. Deci fii atent. Vine... Profesoara a prins pe cineva din fața noastră cu copia. Și pentru că a fost prima persoană pe care a prins-o că avea fițuică și copia, a iertat-o. Da. A ajuns la mine. Eu, ca proasta proastilor, am ținut fițuica sub test. Nu, că zic că e proastă. Smaranda, fată deșteaptă, care a și scris fițuicile și a pus frumos, știți, fetele, fusta, știți regula cu fusta. Și a pus fițuica aici între picioare, știi? Și fata mea scria acolo, pac, 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 pac,
pac, vedea ce scrie, mai scria pitez, pac, n-avea profa cum să o prindă. E? Și m-a prins profa pe mine și pentru că eu eram a doua persoană prinsă, mi-a zis, da, da. Unu, mamă, și m-am panicat rău. Și eu de oftică, ai spus că și s-a... M-am ofticat rău, rău, rău de tot că mie îmi dă unu, am zis, mai sunt și alții în clasă care copiază. Bă, deci să nu fiți ca mine, eu am fost un om de rahat. Cum zvâncă, cum zvâncă ai putut să o părăși pe smarandă? Deci eu mă simt vinovat în ziua de azi. Am încercat să mă revanșez față de ea. Acum suntem prieteni, am fost proastă atunci. Te-ai iertat atunci. Mai, ideea cu este greu. Că smaranda era super, super bună la învățătură. Și profa când a văzut că smaranda copiază, a avut, i-a lăsat pe toți. A avut un mini șoc. Și în loc de unul ne-a dat doi. Mi-am luat hate la colegi și mi-am super meritat-o și nu condamn pe nimeni. Aia trebuia, eu trebuia să-mi iau hate. După aia cumva m-am revanșat, eu nu mai țin minte cum, dar știu că ne-am împăcat și m-am revanșat față de smaranda. Cred că i-am dat obiecte, cred că gen efectiv am mituit-o. Ai cumpărat? Cred că am mituit-o cu iubire și cu dulciuri și cu chestii ce puteam eu să cumpăr din banii mei de cheltuială, dar efectiv am fost de căcat, gata. Primul tău unu. Eu vreau să spun că eu în școala generală am fost foarte rebelă. Am fost, am fost acea fată și am făcut acest gest, aveam fizică, dacă, nu, chimie, și era această profesoară care vorbea așa, avea o poreclă, stai să-mi amintesc, silențio, avea o poreclă, îi se spunea silențioasa. Și acum tot făceam noi caterincă, nu știu ce, pe acolo prin clasă și mi-au zis că eu n-am tupeu să fac prostii, gen în ora aia. Că ea tot făceau ăștia prin clasă și le zicea, următorul care face, îi dau unul, nu știu ce. Și ce am făcut eu ca să le arăt eu că eu sunt șpecheră, am luat așa banca și am împins-o în oră. Dar n-avea voie să-ți dea unul. Și s-a uitat, doar pentru copiat se dă unul. Unul copiat și șoptit, se dă unul. Dar nu a interesat-o efectiv. Putea să-ți cadă o notă la purtare pentru că comportamentul tău a fost deplasat, dar... Nu a interesat-o, mi-a dat unul, nu m-am dus eu la director să spun că mi-a dat mie unul, că am dat eu cu banca jos, că stai seama, n-aveam cum. Și am dat așa cu banca jos și apoi, că nu ți-a rușine, că nu știu ce, și ea gen mă știa bine că sunt... Eu, faza era că de mine nu te prea puteai lua ca profesor, pentru că eu și învățam foarte bine, eram creier, știi? Nu, că Irina știe, era că știe! Și am dat cu banca și apoi am zis că a căzut din greșeală și nu m-a crezut și mi-a dat unul, apoi m-am revanșat eu, am înțeles. Acum hai să vorbim, fii atent. Zi. Despre prima zi de școală, memorabilă, aia pe care ți-o amintești ca și cum ar fi fost ieri. Păi cred că cea mai memorabilă e când m-am mutat la liceu. Și la mine, fix la fel. Da. Pentru că era din cel mai bun liceu din Târgu Jiu, așa îl consider, Tudor Vladimirescu, forță, power. Și deși am venit acolo și eram nouă și toți colegii erau noi și nu mă cunoșteau și se gândeau toți că de ce a venit asta în clasa 12-a, dar eu venisem că aveam în cap că nu o să iau bacul la mine acolo și am zis că vreau să învăț mai multă matematică la Tudor, dar n-a fost așa, dar totuși am luat bacul. La mine cea mai memorabilă prima zi de școală a fost în clasa 11-a. Eu am făcut 2 ani de liceu la Dorocoi și 2 ani de liceu în București. Am venit în București la un liceu care era unul din liceele de top, Mihai Viteazu, un liceu de elită din București. Și am venit eu de la Dorocoi la București. Fata mea, zvâncă, cu accent din Moldova. M-am făcut țiplă în prima zi de școală. M-am machiat, mi-am făcut părul frumos, m-am îmbrăcat frumos, mi-am pus niște mini platforme ca să fiu un pic mai înaltă. Și ce să vedeți? Maica mea, a zis-o pe maica mea în vlog, vine cu mine. Că s-a gândit că nu mă descurc în București cu autobuzele, cu astea, să mă ducă ea la școală. Și a venit cu mine prima zi de școală, în clasa 11-a, să moară Franța. Nu mai vine nimeni cu părintele la prima zi de școală. Eu, acum că eram în oraș nou mare, a venit maica mea cu mine. Și eu îmi amintesc ziua aia foarte clar, că m-am cunoscut cu colegii, fetele din clasă au fost super mișto. Au venit toate să bage în seamă, hai fată cu noi la suc, am plecat cu toate la suc în centru vechi, pentru mine centru vechi era wow. Eram pe holurile liceului, așteptam să vină diriga. Noi aveam cea mai de căcat dirigă din liceu. Și o așteptam cu toții pe culoar pe diriga. Eu încă nu știam ce zace în diriga asta a mea, da? Da, colegii mei erau căcați pe ei toți. Sunt stresați, stăteau pe culoar cu minți. La care-i maică mea? Maică mea voia să fie și acolo, voia să fie acolo cu colegii, era ea pe culărie. Face o din aia o glumă de aia. O vede pe diriga venind. Eu încercam ce o să fac impresie bună la noi colegi de la București, a venit așa. Și face maică mea, dă un cotune și ce?
6, vine profa. A fost o zi memorabilă. Cea mea. Tare, mie mi-a plăcut și mă bucur mult că am luat decizia asta. Nu e ca și cum aș regreta că am făcut liceu acolo la statul pentru că aici sunteți, dar mi-a plăcut mult. Adică sunt două experiențe diferite. Exact, și foarte bine că le-am trăit. Și mie mi-a plăcut la liceul la Dorocoi. Mă, dar la București era altceva, era altfel. Da, alt vibe. Hai, gata. Bravo, echipă! Gata, fiți atent. Și știi ce urmează, Irina, acum? Hai, fii atent. Se